Ritmia, v-am găsit pe 92 FM la lentila de contact, sunt Mircea Hodărnău și astăzi o să vorbim despre volumul Media și istorie, demografie, personalități, care va fi lansat fix peste o săptămână la Muzeul Municipal. Autori sunt dr. Vasile Mărculeț și doctorand Ioan Mărculeț. Domnul Mărculeț a mai fost prezent în studio, pe domnul Ioan Mărculeț, care este la București, încă n-am avut plăcerea să-l avem invitat la Radio Ring. În următoarele aproximativ 50 de minute o să încercăm să aflăm de la unul dintre autorii acestui volum despre istoria municipiului nostru, multe schimbări de situație. Am citit introducerea și am răsfoit câteva capitole și am avut bucuria să aflu lucruri cu totul și cu totul noi. Domnule Mărculeț, care a fost necesitatea apariției acestui volum? Pentru că fiecare scriem, vorbim cu un scop anume. Dumneavoastră aveți o pasiune mare pentru Bizanț. Dar Bizanțul nu e o pasiune, e o știință. Așa m-am citat pe dumneavoastră. De ce de media? Și am discutat de 10 de ori la acest microfon și în special despre Bizanț. V-am întrebat de fiecare dată, dar de media și de ce nu scrieți? Și i-ați lăsat pe alții. Dar acum se pare că veniți cu răspuns. În primul rând, să vă spun bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Și să vă spun că nu aveți dreptate în legătură cu faptul că am scris sau nu am scris despre Mediaș. Este probabil cantitatea și calitatea scrisurilor despre Mediaș se pierde în marea masă a scrisurilor despre istoria medievală și istoria bizantină. Vreau să vă spun că am realizat până în prezent numai puțin de cu cel de față 4 volume de studii despre Mediaș, respectiv 3 monografii și acest volum de studii și vreo 40 de studii și articole despre Mediaș. Deci nu e chiar de aici, de acolo, în jur de 50 de titluri despre Mediaș, dintr-un total adevărat de vreo 265 de studii totale. Cu asta cred că am dat și un răspuns chiar afirmație dumneavoastră, pentru că ați afirmat anterior că nu prea scriu despre Mediaș. Deci acest volum se dorește a fi un răspuns la această întrebare, deci un prim aspect, la această întrebare, sau la această, să spunem cu ghilimele de rigoare, acuză, că nu aș fi abordat istoria locală. E adevărat, istoria locală nu se numără printre pasiunile mele. Am abordat-o doar tangențial și contextual, deci în condițiile în care mi s-au solicitat colaborări sau lucruri la anumite volume locale, dar nu am făcut din ea un domeniu deosebit de cercetare. În al doilea rând, volumul de față și probabil ceea ce voi spune acum va supăra foarte multă lume, se dorește a fi un răspuns la ceea ce se pretinde a fi istorie, sau la mai exact ceea ce s-a realizat, sau la marea majoritate a realizărilor din perioada secolelor 19-20 și până în prezent. Asistăm în perioada respectivă la preluarea unor teze complet necritic, a unor afirmații a cronicarilor de secol 17, de secol 18, care au pus în circulație o serie de afirmații, o serie de teorii privind istoria locală, care s-au dovedit tot atât de incorrecte și nefondate, având în vedere că ele nu au putut fi fundamentate nici documentar, nici arheologic, să spunem. Din păcate, asemenea, preluarea acestor teze, dacă este, să spunem, de acceptat în perioada istoriei romantice sau a istoriografiei naționaliste, deci să mergem până la Unirea din 1918, când românii probabil erau interesați în a-și clama chiar forțat prezența și originea și descendența latină în întreaga arie transilvaneană, după părerea mea, nu același lucru se întâmplă după 1918 și până în prezent. Din păcate, asistăm și în perioada respectivă la preluarea și perpetuarea acestor teze, la vehicularea și revehicularea lor permanentă, deci au permanent readuse în prim plan în scenă, ca urmare au devenit aceste legende, fabulații, cum vreți să le spune, au, să spunem, istorie nedocumentată de secolul 17-18, au devenit
pur și simplu luate sau acceptate ca niște realități istorice concrete. Da, nu poate să fie cât de cât periculos pentru istoria locală? Este foarte periculos. Noi s-a reușit performanța în pofida faptului, și o spun cu toată părerea de rău, există foarte mulți istorici de mare calitate în media, inclusiv în prezent, și v-aș putea cita foarte mult. Nu încep să-i număr acum, pentru că nu vreau să tar pe careva și să creez neplăceri. Dar în spatele acestei istorii frumoase, să-i spunem, care, aceste istorii care ne place, aceste istorii care ne gâdile sentimentele, că sunt naționaliste, naționalism local, că e naționalism la nivel românesc, așa mai departe, aceste scrieri au tendința să treacă neobservate. Deci mult mai ușor este acceptat o scriere sau o afirmație care place urechii, care îți gâdile sentimentul, decât una reală, una corectă, una concretă, una documentată. Există asemenea istorici, din păcate, luările de poziție sunt foarte, foarte reduse, ceea ce conduce, din opinia mea, chiar la o anumită complicitate cu punerea în circulație acestor teze. În ultimul moment, și iarăși e o afirmație pe care mi-o însușesc și iarăși va crea multe animozități, asistăm la vehicularea unui mediaș ezoteric. Totul e ezoterism, totul este realizarea unor inițiații, a unor persoane inițiate, a unor grupări de inițiați. Începând cu secolul 18, 19, secolul 20, nimeni nu își pune problema. Mediașul fusese un oraș meșteșugăresc, un oraș comercial. Avem aici o comunitate activă de meșteșugari, de lucrători, de comercianți, de calfe, de ce vreți dumneavoastră. Ei, oamenii ăștia n-au făcut nimic. Totul e rezultatul unor inițiații, unor, să spunem, asociații mai mult sau mai puțin oculte? Nu cred. Este de asemenea o istorie care place sau care tinde să creeze mituri, dar nici într-un caz nu este benefică comunității locale, nici din punct de vedere științific, nici din punct de vedere unor obiective care sunt urmărite, inclusiv obiective turistice. Trebuie să ne asupăm o dată pentru totdeauna realitatea. Mediașul este un oraș cu potențial turistic limitat. Să-l valorificăm pragmatic, să-l valorificăm corespunzător și vom avea câștig. Să sprijinim realizările unor specialiști în domeniul istoriei locale, dar să fie creații științifice, nu fabulații, nu povești. Bun, și atunci, care a fost reacția dumneavoastră sau de unde ați început? Mă refer la această carte. O luați de la originea și semnificația orașului nostru. Exact. Până în anul 2000. Asta ajungând la un moment dat și la protopopiatul. Da, deci volumul de față strânge în paginile sale un număr de 15 studii și articole publicate în decursul timpului, în fie integral, fie în forme prescurtate, în diferite volume și reviste, care se întind într-adevăr din epoca atestării documentare și până aproape la zi, deci până prin 2002-2005. Sunt probleme, sunt studii care tratează secvențial. Nu putem pretinde că avem o unitate în realizarea volumului, este nici s-a pus problema asta. Ci sunt tratate anumite aspecte, anumite momente din istoria mediașului, unele dintre ele controversate, unele necontroversate, unele de istorie normală. Bun. Care a fost munca împreună cu fratele noastră? Deci cum v-ați împărțit? Dânsul știu că e profesor de geografie. Vedeți că volumul are în subtitlu și termenul demografie. Sim. În anumite studii s-au făcut foarte multe trimiteri și localizări geografice. Ei, aici i-a revenit lui meritul și sarcina de a realiza prezentele documentări. Este cel care realizează hărțile, este cel care realizează documentarea geografică, cel care face încadrările spațiale geografic, este cel care realizează problemele de demografie istorică, numeroasele grafice care sunt și așa mai departe. Bun, începeți la un moment dat cu introducerea în care spuneți că una dintre teorii care a fost lansată e cea în care Mediașul a fost și o colonie romană. Cum poate fi demontată sau... Stați să nu confundăm, deci nu colonie romană, vorbesc de colonia. De colonie. Deci e vorba de un rang orășenesc. Orașul, cel mai înalt rang orășenesc din Imperiul Roman. Colonia era Roma, de exemplu, colonia e Sarmisegetusa, colonia era Lundunum și așa mai departe. Marile colonia era în Africa, Cartagina și așa mai departe. Tot un oraș, ca exact. Așa.
ceea ce numim astăzi oraș sau municipiu. La Roma, cel mai înalt statut era cel de colonia. Orașul era... Deci orașul era administrat după modelul Romei. Roma este modelul de colonia. E când vorbim de un asemenea oraș, hai să spunem lucrurile pe nume. În Dacia, până la dinastia Severilor, singura colonia este Sarmi Segetusa, capitala Daciei Romane, înființată de Traian. Marele Apulum, Napoca și așa mai departe, devin colonia, deci acest statut, abia în timpul Severilor. Deci asta înseamnă în jurul anului 200. Alte orașe, de vei mult mai vechi și intrate mult, anterior, mult înainte sub stăpânire romană, mă refer la cel din Dobrogea, Troismis, deci actuala Iglița sau Turcoaia, Tropeum Traiani, Adam Clisiu, care erau mari metropole, pe Dunăre, Drobeta sau Drobeta Turnul Severin, Dierna, Oșa, așa mai departe, n-au atins niciodată statutul de colonie, au fost municipiu. Dar când, să lăsăm la o parte, să spunem că n-au atins aceste orașe. Dar dacă urmărim cu atenție rezultatele cercetărilor, constatăm în orașele respective mari edificii edilitare. Stadioane, ca să le spunem așa, deci teatre, edificii religioase, edificii civile, da? Edificiile militare, inscripții. Care nu se găsesc. La Mediaș nu avem o piatră de acest tip. Deci o piatră, nu mai să mai vorbim de terme, de bazilii și așa mai departe. Nu avem o piatră care de epoca romană. Mă înțelegeți? Iar noi venim și afirmăm după niște cronici de secol 17 că aici ar fi fost colonia media. Au fost interpretate greșit acele documente? Care pur și simplu au fost luate și transmise mai departe. Deci niște istorici de secol 17 au lansat aceste teorii fără nedocumentați, deși unii dintre ei spun se zice că. Deci inclusiv ei pun se presupune că. Deci inclusiv ei au o urmă de îndoială. Ei, au venit cei din epoca, vă spuneam, a istoriografiei romantice, a istoriografiei militante, ca să spunem așa, care le-au preluat și au văzut că merge pe ceea ce dorim noi să demonstrăm, că aici au fost romani și noi suntem urmașii romanilor, acei istorici au o scuză. Dar numai acea scuză nu mai au cei care au trăit în epoca după 1918 și care, din păcate, le-au perpetuat mai departe și continuă să le perpetueze. Bun, și termenul de Mediaș de unde vine? Pentru că ați publicat prima dată înainte de ca aceste două capitole din lucrare referitoare la Atena Medias au apărut în presă, în Tribuna de Nord. Împărțit în două. Da, dar e o formă, o variantă prescurtată a acestui material. Deci în carte, e extins cu aparatul critic, cu toate demonstrațiile extinse și mai departe, cu citatele preluate și incluse în text, acolo nu este. Pentru că așa era, asta a fost condițiile de publicare. Eu am susținut și am luat toponimia și rezultate în cercetărilor toponimice care nu mi-aparțin mie, pentru că nu sunt toponimist de meserie și nici lingvist, ca să îmi permit lucrul ăsta. Și am văzut că sunt și aici foarte multe teorii. Faptul că ar veni de la castrul, colonia media, așa mai departe, care este o fabulație, neexistând aici nici urme de castru, nici cu atât mai puțin urma unei colonia, n-a venit nici puțin urma de castru de marș. Care e cu totul altceva. Nu mai vorbim de castru militar, de piatră și așa mai departe, cu val de pământ, cu palisadă și celelalte. Cu atât mai puțin colonia. Nu avem o piatră, nu avem o inscripție, iar noi am fost colonia romană. Care susțin această teză și afirmă că Mediașul ar fi de la acest nume, deci ar fi de origine latină. O altă grupare de istorici, plecând de la dominația slavă, dacă vedeți, la stăpânirile slave în regiune, care sunt incontestabile, dar nu numai în Transilvania, ci întreg arealul românesc, în tot arealul nordul areal, vin și afirmă faptul că Mediașul ar fi de origine slavă, de la Media și așa mai departe, care dă vecinătate și celelalte, și că de aici s-ar trage numele orașului. Există o serie de istorici, în special istorici germani,
Gândiți-vă că pentru ei ar fi fost foarte comod să demonstreze că media fie totuși de origine germană. Germană, da. Era în avantajul lor. Era în avantajul lor, așa cum credeți că l-aș fost să fie de origine română sau de origine romană. Să fim serioși. Dar dacă asta este, asta este, adică să facem totuși istorie, să facem o știință. Din, chiar dacă ne permitem unele, să spunem, libertăți în tratare, dar să facem totuși știință în ceea ce spune, mai ales că istoria este o știință, dacă o abordăm în felul ăsta, nu este poveste de literatură. Se lucrează pe documente. Sigur că da, pe rezultatele cercetărilor, pe documente, pe ceea ce există. Săvătările arheologice, sunt cercetările de natură lingvistică care au condus la așa ceva. Ei bine, acești specialiști demonstrează că Mediașul este totuși de origine maghiară, de la Vișină, Medie și cu derivatele sale, care infirmă inclusiv acea teorie, pentru că adepții teoriei slave, numele de origine româno-slavă sau slavă, slavonă, susțin că în epoca respectivă nici clima nu permitea aici, de exemplu, cultura vișinilor. Da? Ei, asta este, din nou, o mare greșeală. Acei specialiști au omis, intenționat sau nu, să studieze foarte clar documentele. În documentele din 1283 și 1289, constatăm că între dijmele, între dările impuse acestui areal, Terra Medies, se numără darea în vin. Ori darea în vin înseamnă că zona era intens cultivată cu viță de vie. Da? Vița de vie este o plantă mediteraneană. Vișinul este o plantă din zona caucaziană, deci mult nordic, deci într-o zonă mult mai nordică. Păi este complet aberant să susții că clima nu permite cultura vișinului, să spunem asta, dar permite cultura viței de vie. Deci o climă mai rece nu permite cultivarea unei plante obișnuite într-un mediu mai rece, dar permite schimb cultivarea unei plante dintr-un mediu mai cald. Deci cultivăm vită de vie, dar nu putem cultiva vișinul pentru că nu ne dă voie clima, că e clima prea rece. Dar nicăieri nu există afirmația dată la care fac afirmația autorului respectiv că ar fi vorba de livezi de vișini. Nu. Discutăm de plante crescute natural, deci de floră spontană. Și în prezent chiar, cine ia și bate pădurile din jurul Mediașului, constată, și nu numai în jurul Mediașului, și în alte regiuni, constată că abundă cireșii și vișinii sălbatici. Ori când vorbim de țara vișinului, nu ne referim la o zonă de cultură, ne referim la o zonă naturală, cu o floră spontană. Că între timp acele păduri s-au redus, că o parte din... Dar ei există și în prezent. Numeroși cireși sălbatici și vișini sălbatici pot fi găsiți în pădurile noastre de foioase. Vorbeam cu colegii mei înaintea emisiunii și le-am spus că o să aibă o surpriză referitor la Vlad Țepeș și prezența sau neprezența domnitorului în zona municipiului nostru. Chiar săptămâna trecută un alt coleg de Breaslă s-a documentat și a vrut să scrie despre acest subiect și a primit un răspuns la un moment dat, zice, am pus întrebarea, a fost sau n-a fost Vlad Țepeș în Mediaș? Răspunsul a fost depinde de cine întreabă. Cred că știu cine a oferit acest răspuns. Da? Până la urmă a fost sau nu a fost la Țepeș la închis câteva ore, 4 ore undeva la un moment dat se spune? Sau e tot legendă? E interesant că nu i-au fost prezentat și meniul, dacă tot a stat închis 4 ore. E puresc că nu l-au lăsat să nu mănânci, să nu mănânce, să nu mănânce nimic. Probabil Mati Corvin, cât a rămas la Mediaș, o fi servit ceva, deci o fi dat și lui. Vedeți dumneavoastră, asta e iară un mit al istoriografiei locale, așa cum este și Castru Mediaș, așa cum este și originea romană a numelui, așa cum este și colonia Mediaș, așa mai departe. Ei, prezența lui Vlad Țepeș la Mediaș în 1462, deci să fie foarte limpede, 1462 este deocamdată la nivelul mitului. Nimic nu documentează faptul că fostul domn al țării românești la data respectivă, prizoniera lui Matia Corvin, l-ar fi însoțit pe suveranul Ungariei, așa să spune, ca un câine dus în lesă, în cușcă, ca să fie expus pe la târguri. Să nu uite că totuși trăim într-o epocă cât de cât cavalerească, în care ăsta era prizonier, să spunem, pe onoare, un prizonier de onoare, avea o gardă
în jurul lui care îl păzea să nu facă mișcări nepermise, dar nu da, era tratat prin ciar, nici cu cătușe la mâini, nici legat de cal, nici târât în cușcă, nici cum, deci nici îmbrăcat sau cu nu știu ce haine sau dezbrăcat, ca să vă dau un exemplu. În 1402, când Bayazid Ildırım este făcut prizonier la Ankara, Timur Lec îi creează asemenea condiții încât au fost în stare să stau ca partizanii fostului sultan să reușească să apă până și un tunel până la cortul lui. Deci el avea un cort, iar gărzile mongole erau puse la o distanță de 100 de pași de cort. De însemna cam 70 de metri distanță în jurul cortului, deci practic într-un perimetru de 140 de metri, el într-un cerc cu diametru de 140 de metri, el se putea mișca liber. Vă spuneam, adepții lui au fost până, mers până acolo încă să sape un tunel pe sub gărzi, ca să ne libereze pe sultan, dar a refuzat să fugă. Ei, cam o situație de asta avem și la Vlad Tepeș. Știm foarte bine că Vlad Tepeș este capturat de Matia Corvin în noiembrie, prin începutul lui noiembrie 1462. Însă Matia Corvin rămâne la Brașov până la sfârșitul lunii noiembrie. Este aproape imposibil de acceptat că Tepeș, făcut odată prizonier de Matia Corvin, ăsta îl ține după el și îl plimbă prin Brașov, sau cât el să rezolve problemele Brașovului, aproape o lună de zile, îl ține acolo după el. Să nu avem în vedere mai faptul că încă avea destui aderenți și era otarul țării românești încă destul de aproape. Putea la un moment dat să fie chiar și un pericol pentru Corvin, să fie mereu cu Tepeș după el. Să putea ușor să scape, deci nu era mare minune, dar să nu începem să facem noi fabulații la data asta, în momentul de față. Itinerarul lui Matia Corvin este foarte bine documentat de la Brașov, la Media și apoi la... imediat vă spun, nu l-am memorat, la Cena de Parcă, pe la Sebeș și apoi Baia de Criș, Buda. Nici o sursă nu amintește prezența lui Vlad Tepeș în anturajul regelui Ungariei. Or, cred că este aproape imposibil de acceptat că dacă domnul țării românești, pe care sașii nu l-au agrenit niciodată și care îi făcuse praf în anumite situații, nu s-ar fi consemnat prezența lui, dacă nu la Media, cel puțin undeva pe itinerarul urmat de Matia Corvin. O singură sursă care vorbește despre încarcerarea lui în Transilvania este cronicarul bizantin Launic al Cocondilas, care vorbește că Tepeș a fost încarcerat la Belgrad, la Alba Iulia. Adică sub paza strictă a voivodului Transilvaniei, o perioadă de timp. Dacă luăm și urmăm itinerarul lui Matia Corvin, Matia Corvin evită Alba Iulia. Deci nu se deplasează la Alba Iulia. O ia pe Valea Mureșului de la Sebeș și merge spre Buda. Cel mai comun itinerar de la Brașov spre Alba Iulia era Brașov, Făgăraș, Sibiu, Alba Iulia. Ei, acest itinerar nu este urmat de Matia Corvin la întoarcerea spre Buda, vedem că el urmează cu totul alt itinerar. E singura sursă care vorbește despre încarcerarea lui Tepeș în Transilvania. Dacă o acceptăm, spunem ca veridică, deși este foarte posibil să fie tot o deformație aipă, de o deformare din epocă. Înseamnă că Tepeș a stat destul de mult timp închis la Alba Iulia pentru ca știrea să ajungă din Transilvania până la Constantinopol și la Atena, unde trăia la Unica al Concordiului, este consemnată. Dar nimic despre Mediaș, nimic despre Făgăraș, nimic despre Brașov, care a fost deținut la Brașov. Există foarte mulți istorici care lasă istoricii, să spunem, de sorginte națională, deci istorici care tratează subiectul la nivel național, lasă să se subînțeleagă că, eu spun foarte clar, Vlad Tepeș este capturat în noiembrie 1462, apoi Matia Corvin este documentat la data de la Brașov, la data de la Mediaș, la data de la Sebeș, la data de la Baia de Criș, apoi în acea zi la Buda. Indirect era să se înțeleagă că domnul țării românești ar fi însoțit, fără să o afirme. Deci e o afirmație, să spunem, prin omisiune, dacă vreți. Există, în schimb, istoricii
locali îndeosebi, dar și alți istorici, care mi-i spun, da, domnule, foarte clar, nici indiscutabil, Vlad Țepeș a venit după coada lui Matea Covin, a fost purtat de Matea Covin pe tot itinerarul lui, a stat la Media, a stat la Sebeș, a stat la Baia de Glină, a stat la Vișegrad în final. Avem chiar acele afirmații de genul că ar fi stat 4 ore închis în Turnul Mariei sau undeva în zona asta. Probabil, tot ce se poate, dar nu e consemnat. Nedocumentată. Deci rămâne tot o știre. N-avem nici cel puțin dovada că Matia Sensul ar fi stat 4 ore la Media și poate a stat mai mult, poate a stat mai puțin. Deci a face asemenea afirmații, asemenea încadrări temporale, mi se pare o absurditate, o aberație, v-am spus. Mai trebuia doar să-i descrie și meniul servit și era în regulă. Ei, din acest punct de vedere, prezența lui Vlad Țepeș la Mediaș în 1462 este foarte incertă. Deci este categoric incertă. Nu putem spune nici că categoric nu a fost, dar nici categoric că ar fi fost la Mediaș. Mai degrabă, nu a fost la Mediaș, având în vedere că nicăieri nu este semnalat în anturajul lui Matea Corvin în toată perioada respectivă. Și este și dificil ca Matea Corvin ar fi purtat după el, când la foarte scurt timp după arestare putea fi trimis cu o gardă și cu un comandant maghiar dus pe orice itinerar la Alba Iulia și de acolo la... sau nici la Alba Iulia, să putem chiar să spune că e o fabulă, de dus pe la Sibiu, Făgăraș, Sibiu, Deva și așa mai departe până la Buda. Sau pe la Alba Iulia, Oradea și Buda și așa mai departe. Oricare rute posibile, dar nu însoțit de regele Ungariei. Bun, care ar fi documentele sau istorice cât de cât credibil pentru zona noastră, cel puțin a Mediașului, în acea perioadă, în perioada otomană, când au fost campanii, probabil sașii și românii existenți, au colaborat, au luptat împotriva turcilor și există izvoare scrise? Nu avem foarte multe izvoare scrise pentru perioada respectivă, dar faptul de că rămâne tot la Mediaș, la Țepeș, dacă suntem în epoca respectivă, colaborarea și este permanentă. Sașii permanent au dat militari plătiți, în marea lor majoritate, deci mercenari, care au participat la campaniile transilvanene. Aveau obligație legală de a furniza militari orașele săsești. Pe de altă parte, prezența lui Vlad Țepeș la Mediaș și în sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august 1476 este de data asta documentată. Și este documentată de un raport trimis de un om de încredere al lui Vlad Țepeș la Matea Corvin, prin care acesta relatează exact faptul că Mediașul fusese ales ca loc de întâlnire a trupelor transilvanene cu cele maghiare conduse de Țepeș și de viitorul voivod al Transilvaniei Ștefan Batori, care urmau să plece în Moldova pentru a-l sprijini pe Ștefan cel Mare, aflat mai în campanie cu confruntarea cu Mehmed al II-lea. Probabil poziția sa oarecum centrală a Mediașului l-a făcut ca zona cea mai propice, ca locul cel mai propice de strângere acestor trupe. La fel, aceeași aproximativ distanță egală între Bistrița și Mediaș, și Sibiu, Mediaș, și a urmat apoi traseul spre... că s-au mișcat foarte încet și nu au mai ajuns, că Ștefan rezolvat singur problema, se știe, dar au făcut pasul următor, au pătruns în țara românească, l-au alungat pe Laiote Basarab și l-au impus pe Țepeș, pe tron pentru 2 luni de zile. Ei, în acea perioadă Țepeș este într-adevăr la Mediaș prezent, dar nu în calitate de prizonier, este comandantul corpului expediționar maghiaro-transilvanean împreună cu Ștefan Batori, care urma să acționeze în Moldova. Dar e posibil să se fi făcut o confuzie sau să fie interpretare greșită a acestor documente? Categoric nu. Nu, sunt foarte limpezi documentele respective. Păi pentru primul nu avem niciun fel de document. Ce cum voi să faci cu ceva ce nu există? Deci pentru prezența lui în 1462 în calitate de prizonier nu există nimic. Pentru prezența lui în calitate de comandant al trupelor maghiaro-transilvanene alături de Ștefan Batori, de fapt ca al doilea comandant, comanda supremă avea Ștefan Batori, pentru că din 1474-75, Țepeș nu mai este prizonierul lui Matea Corvin, ci este comandant al trupelor maghiare, care alături de alt comandant, Vuk Brankovic și alții, vor acționa în zona peninsulei balcanice, în zona Croației, unde vor purta lupte cu turci. Este unul din comandanții trupelor maghiare, deci nu mai era prizonierul, între timp se și căsătorise cu sora lui Matea Corvin și așa, cu ruda lui Matea Corvin și așa mai departe. Nu, cu soră, o rudă a regelui Ungariei. Bun, Mediașul să apare în... scrierile unui călător turc. E vorba de Celebi. Evliya Celebi, da.
Este prezent la Medias prin 1661 cu prilejul confruntărilor militare pentru tronul Transilvaniei între Ion Kemeny și Mihail Apafi. Face parte din statul major al Pașei de Oradea, care conduce corpul expediționar otoman. Și în această calitate, urmărind de trupele lui Ion Kemeny, care se îndreptau spre Târgu Mureș și apoi vor avea lupta de la Seleușul Mare, unde și piere în luptă principele Transilvaniei, ele staționează câteva zile, vreo 3 zile la Mediaș. Ei, din această perioadă avem o descriere a orașului, a cetății propriu-zise și a orașului, deci a castelului, să spunem, și a orașului, pe care Evlia cele bine o dă. Dacă parcurgem foarte atenți relatările cronicarului turc, constatăm că foarte multe elemente reale se îmbină cu foarte multe elemente fabulație, ireale, deci invenții ale lui. Lucrurile ar putea fi, să spunem, ar avea două motive, această deformare a prezentării realităților. Avem un oraș care, dacă eu calculez, are vreo 50.000 de locuitori. 50.000 de locuitori, media și-o atinge după 65 și 68, 1965 și 1968. Se datorează faptului, spun eu, a doi factori, sau probabil a acțiunii îngemănate a celor doi factori. Pe de o parte, prins în angrenajul administrativ de care răspunde, ce avea totuși anumite atribuții sau importante atribuții administrative în cadrul trupelor otomane, Evlia cel Bine nu poate vedea orașul. Și atunci se mulțumește cu descrierile făcute de unii și de alții. Da. Care, fiecare cu capacitatea lui de a reda mai mult sau mai puțin realitatea. Ulterior, el scrie foarte târziu, scrie aproape 20 de ani mai târziu, își redactează memoriile. Da. Deci restul păstrează în minte. Ori în acest interval de aproape 20 de ani sau de circa 20 de ani, informațiile primite au avut tendința să se deformeze, să se dilueze sau pur și simplu să interacționeze cu alte informații primite de-a lungul traseelor urmate, pentru că urmează foarte lungi trasee, este prezent în numeroase părți ale Imperiului Otoman, în Europa, în Africa de Nord, în Asia, unde întâlnește mari mari aglomerări urbane pentru epoca respectivă. Orașele din Asia, orașele din Africa de Nord sunt foarte mari ca dimensiuni. Ei, toate acestea au concurat la a-i deforma imaginea pe care l-o avea mental despre media și care oricum începuse să se estompeze în perioada de două decenii între prezenta lui la media și realitățile cunoscute. Și momentul în care își redactează opera. Avem însă, punând cap la cap anumite informații așa deformate, cum sunt ele, pentru că de clar sunt deformate, el confundă la un moment dat și castelul cu cetatea și orașul cu castelul și dacă le iei așa, îți dai seama că nu știi exact la care se referă sau sunt practic am același lucru spuse și despre una și despre altă. Vorbește ba despre cetatea Mediaș, ba despre orașul Mediaș. Se referă și la un râu? Și, da. Ei, acum râul, el nu e mare bine că îi confundă numele, n-ar fi fost prima dată sau îi inventează un nume, râul s-a spatat, cum îi spune el. E foarte probabil, poate să fie Târnava, dar puțin probabil pentru că Târnava era exterioară orașului la data respectivă, ci mult mai probabil era pârâul, actualul pârâu al Moșnei, care trecea prin cetate și urma acest curs până în secolul 20, când este redirecționat. Da. Constatăm însă că la Evlia Celebi se îmbină niște informații care ne arată un Mediaș în plin medieval, în plin ev mediu, cu foarte multe elemente de modernitate. Este, dacă vreți, acea simbioză între un oraș medieval, anumite trăsături de oraș medieval, dar și un oraș care se îndreaptă spre epoca modernă, spre modernitate. Asta e, din punctul meu de vedere, cel mai important pentru ceea ce ne prezintă Evlia cel Bine, nu deformările sau imaginea deformată a orașului pe care o prezintă el. Eu am făcut și o asociere cu o stampă pe care o analizează istoricul de artă Alexandru Avram de la Sibiu și care ajunge la aceeași concluzie că cel care reprezentase harta nu a văzut el Mediașul, ci stampa respectivă, pardon, nu a văzut el Mediașul, ci primite informația de la alții care au văzut Mediașul. Deci cam același lucru s-a întâmplat și cu Evlia Celebi. Fie a văzut foarte puțin din Mediaș cât a stat aici, fie a primit informații de la cei care au fost prin orașul, prin zona intramuro, deci prin interiorul zidurilor, care apoi în timp s-au diluat datorită trecerii timpului, a selectării memoriei, dar și a contactului cu alte zone de civilizație urbană care i-au creat alte imagini
Și atunci aceste imagini au interacționat și rezultă ceea ce ne prezintă el despre Mediaș. Cât de greu sau cât de ușor v-a fost să aveți acces la astfel de documente pentru a pune cap la cap și a face o astfel de lucrare? Nu este foarte dificil, mai ales că în marea lor majoritate ele sunt publicate. E important este să le cauți. Să le cauți. Să cauți colecțiile de documente, să cauți colecțiile de cronici tipărite sau publicate, să cauți literatura de specialitate folosită și totul se rezolvă. O mare parte a lucrării este dedicată districtului protopopesc Mediaș de la înființare până în zilele noastre, undeva în perioada anului 2000. Cam puțin s-a scris pe această temă. Ați mai lansat, cred că, o carte. Am lansat chiar, da. Am scris chiar două cărți pe lângă alte studii și articole. Avem o carte, Protopopiatul Mediaș prin Protopop, istoria protopopiatului greco-ortodox Mediaș prin Protopop și istoria bisericii române, uite, din zona Mediașului până în 1000, de la o înființare și până la 1200, până la 2005. Da, am scris relativ mult de istorie. De fapt, majoritatea studiilor de istorie locală, exceptându-le pe cele de istorie medievală, de epocă medievală, sunt axate pe istoria Bisericii Române Unite cu Roma. Dintr-un motiv pe care l-am tot repetat, în anii 90, după căderea regimului comunist, istoria Bisericii Române Unite cu Roma era, dacă vreți, o zonă de virgină din punct de vedere a cercetării, având în vedere că interzicerea bisericii de regimul comunist timp de peste 50 de ani n-a permis nici abordarea cercetării în domeniul respectiv. Ei, cu anii 90 se deschidea această posibilitate pe care am speculat-o, ca să spun așa, și am abordat foarte detaliat, am reluat la nivele diferite probleme de istorie a bisericii greco-catolice din districtul protopopesc al Mediașului. Așa s-au născut aceste studii, am abordat și din punct de vedere geografic, și din punct de vedere administrativ, și din punct de vedere demografic, sub toate aspectele aceste probleme ale Bisericii Române Unite cu Roma. Au rezultat această mare cantitate de cărți și de studii, de articole, care unele sunt prinse în prezentul volum, fie extinse, fie în forma inițială care au fost tipărite, dacă reviste de specialitate au permis acest lucru. Anumite reviste nu au permis anumite aparat critic, bibliografie, așa mai departe, și numai text, atunci lor le-am adăugat acelor articole și studii, le-am adăugat aparatul critic, bibliografia și notele. Cam cât timp ați lucrat ca să apară cartea în acest format? Apară cartea în acest format, am lucrat relativ câteva luni de zile, pentru că materialele erau, în general, existau, dar le-am luat și le-am reprelucrat, mai cele care erau publicate în formă, în variante prescurtate sau variante restrânse. În rest, se ia foarte ușor, se vede care e cel mai vechi studiu publicat și care e cel mai nou și se vede intervalul în care au fost realizate studiile respective. Nu trebuie luate, nu sunt așezate în ordine apariției în carte, în carte sunt așezate în ordine cronologică. Deci, paradoxal, cel mai nou material despre media și e primul în volum. Finanțare? Cine v-a ajutat să apară cartea? Cartea este realizată în proiectul pe care mai vechi sau de mai lungă durată pe care îl am cu Direcția Municipală pentru Cultură, Mediaș, nu e tot titlul, Municipală pentru Cultură, Sportul și Tineret din Mediaș, cu Muzeul Municipal Mediaș și implicit cu Primăria Municipiului Mediaș. Este al 8-lea volum din această serie? Din această colecție, da. Colecție. Este al 8-lea volum din această colecție și profit de ocazie pentru a invita pe cei iubitori de istorie locală, pe cei care agrează autorii sau nu, să participe la lansarea care va avea loc săptămâna viitoare, deci miercuri în 23 martie la ora 17 la muzeu, unde participanții vor primi volume cu titlu gratuit. De fapt, aceste volume toate sunt cu titlu gratuit. Vă mulțumesc pentru participare. Deci, pe 23 martie, lansarea de volum Media și istorie, demografie, personalități la Muzeul Municipal. Ne reîntâlnim la Rocul Noroc, joi de la ora 22.